Neo Servers este firma de host unde am țin și eu serverul, este un host foarte bun și vi-l recomand. Nu poți să ai toată încrederea! Hai salut și bine v-am regăsit la un episod de CS1.6 mod CSGO de data aceasta, după cum puteți vedea, ne jucăm pe serverul meu csgo.elders.ro, o să aveți epi și DNS. În descriere, dacă vreți să intrați aici, să ne jucăm împreună, băi fraților, am revenit și eu după vreo 12-13 zile de când am mai postat, au trecut, a trecut și tr Crăciunul de atunci am fost și eu plecat, n-am avut pc cu mine și de asta n-am avut posibilitatea să postez, după am venit aici înapoi în Constanța unde am pc dar nu am filmat pentru că am avut multă treabă acolo la muncă. Și acum mi-am găsit puțin timp să mai filmez niște videoclipuri și am început cu unul de CS1.6 pentru că știu că asta vă place vol cel mai mult. Și după cum ați văzut și în titlu, astăzi vă voi zice secretele unui server de succes, un server de top, da? Uh, oricum, sunt niște chestii esențiale, niște chestii pe care toată lumea ar trebui să le știe atunci când deschide un server și atunci când vrea ca serverul lui să fie un server de top. Și o luăm cu primul lucru Deci în primul și în primul rând Ca să ai un server de top Trebuie să ai un host de calitate Adică nu îți faci server cu host la 2-3 euro, 5 euro Și te aștepți să fie locul 1 pe game tracker, mă înțelegi? Trebuie să ai un host cât de cât de cent, Să nu fie probleme cu, cu lagul, cu chestii de astea eu am fost de la Neo Servers, până acum n-am avut probleme, unde se uitam ăsta frate? Uh, n-am avut probleme, da, sunt în patenerea cu ei, de la, cu cei de la Neo Servers, nu, nu mi-au plătit să-i promovez sau ceva uh, în video ăsta, dar vă zic că sunt în patenerea cu ei de ceva timp și nu am avut probleme. Mai sunt hosturi bune, nu știu, nu mai știu ce erau, Crond sau nu mai știu cum se numeau hosturile alea, dar în principiu asta vreau să vă zic că hostul contează foarte mult, uh, hostul să aibă și un panel de la bun ca să n-ai treabă cu modele, cu pluginuri, cu tot ce mișcă. Știți voi ăștia care este scripteri. Știți voi mai bine care e treaba. Ok. Deci, în primul rând, hostul, ca să o luăm așa de la cap la coadă și nu de la coadă la cap. În al doilea rând, după ce ți-ai luat un host bun, ți-ai făcut serverul frumos, l-ai cumpărat, trebuie să te gândești ce mod o să fie serverul, da? Mod clasic, mod respawn, mod CSGO, cum e al meu, sau nu știu, sunt o grămadă, Re respawn, ale alea. Da, încă ceva, o mică mențiune. Eu am serverul asta de 2 ani, nu știu dacă sunt în stare să, să vă dau vouă sfatul, dar știu că sunt oameni care au servere de mult mai mult timp, de 6-7 ani. N-am vorbit încă cu, ei, să, încă cu ei să le cer sfaturi, dar vă zic din experiența mea ce merge și ce m-a ajutat pe mine să mențin serverul ăsta timp de 2 ani de zile cu player pe el. Acum, de exemplu, nu sunt chiar așa mulți, dar o să vă zic ce mai trebuie făcut. Deci, după cum ziceam, al doilea lucru trebuie să te gândești ce mod îți bagi pe server, ce mod o să fie server. Și cel mai bine ar fi să te uiți să vezi ce se joacă lumea, dar mod CSGO se, se joacă foarte multă lume. Dacă vă uitați și voi pe Game Tracker, intrați acolo la servers, vedeți și voi în top 10 ce servere sunt, ce moduri sunt. Și o să vedeți pe acolo și nu știu dacă mod ce se goie în top 10, chiar nu știu. Dar o să vedeți acolo foarte mult clasic, foarte mult zombie. Lumea se joacă foarte mult zombie, eu nu m-am jucat zombie mai deloc, m-am jucat doar zombie escape. Depinde, trebuie să-ți facem un server cu un mod pe care se joacă lumea. Și să fie cât mai unic Înțelegi? Adică nu să nu faci ce face toată lumea Să te gândești, bă uite asta ar merge bine să nu copiezi Servere mai ales, să nu te iei după alte servere Pentru că Nu e bine deloc Eu mi-am ales modul ăsta CSGO când a fost treaba atunci cu A fost forță mare cu modul ăsta CSGO Ia să vedem plantă și ne asta și cred că am făcut o alegere bună pentru că din prima zi în care am făcut un live aici pe server Serverul a fost full Acum depinde și de voi Ce mod vă alegeți Acum nu știu câtă lume își mai deschide serverul de CS16 în 2021 da? 2022 acum da? Merge În al treilea rând După ce ți-ai ales hostul, ți-ai ales modul Ți-ai făcut un server frumos trebuie să te gândești la staff. Trebuie să ai un staff capabil, un staff cât mai bun și cât mai matur ca să nu să nu bași și să-ți dea bani pe server aici aiurea, să îți dea gaguri aiurea, să se frustreze și chestii de genul. Mă înțelegeți? Stafful contează foarte mult pe un server pentru că playerul intră pe server Vorbește și el acolo cu niște playeri, una alta Îi face un admin poze mie mi se miște, eu sunt playerul, da? Îmi face un admin poze, mie mi se mișcă pc mai greu. În două minute îmi dă bani. Păi ce-am ce făcut, prietenul Nu e bine. Admin înțelegători. Acum, na, nu prea e cum să, cum să știi, da? Măcar dacă îi vezi în timp să să-i scoți pe și să să-ți aduni admin și și oameni cât mai buni. De stafful contează contează foarte mult. În al patrulea rând, promovarea fraților. Contează foarte mult și cum vă promovați serverul. Pentru că dacă mergeți pe trimis player și trimis pe alte servere, să se zică connect-ul csgoelders.ro, da, de exemplu. Veniți pe server că vă dăm nu știu ce, nu prea e combinați. O să-ți vină unul, doi, dar mulți o să zică băi, uite și pe asta ce așa, să si facă promovare la alte servere și chestii de genul. Da? Am văzut că multă lume și promovează și cu boost -ul. nu știu dacă e un lucru lău, eu nu mi-am dat niciodată boost la server. Cred că e un lucru bun, adică na, de, de, exemplu, prinde foarte bine, cred că la server le cu modul de classic sau mod de respawn. Pentru că dacă dai boost la un server de furien, am avut și eu un server de furien și am încercat să-i dau boosturi. Nu prea mergea, pentru că nu știa lumea să se joace modul de furien. Dar așa dacă dai boost la un server de respawn, adică ce e așa greu acolo, înțelegi? Sau promovare cum fac eu de exemplu pe YouTube La servere Cel puțin la serverele mele pe care le-am avut în trecut Promovările au prins destul de bine Acum depinde și de cât de mult le place oamenilor serverul pe care joc Cât de mult sunt Cât de interesat sunt de server Și așa mai departe Dar promovarea contează și a Destul de mult acolo Are și ea un rol cât de cât important se mai de server și pe pagini de Facebook, da? Îți arăți acolo tot ce e mai bun pe server și tot ce ai adăugat. Acum depinde de fiecare și face promovare cum vrea. Au mai fost oameni care au mai apelat și la mine să le fac promovare la server, le-am făcut cu mare drag. Dacă vrei și voi promovare la server de CS16 sau așa, puteți să-mi dați mesaj pe Insta, pe... aveți în descriere acolo. Eu de obicei fac un video, fac un, un live, depinde de ce vrea clientul și oamenii care se uită decid, bă îmi place serverul ăsta, îmi place modul ăsta și așa mai departe. Totul totu se leagă, da? Host bun, mod în trending să zic așa, server de calitate. Deci promovarea. La cincilea rând avem update-urile, da? Un server ca să meargă bine. Trebuie întreținut cu update-uri pentru că hai să zicem că ai deschis serverul Îl ții o lună da se joacă lumea pe el, îl ții două luni da Lumea se cam plictisește Și dacă nu te ocupi de server să Îi mai dai un update din când în când sau Chiar Un update major așa de La ceva timp Lumea o să se plictisească și o să zică bă Hai să încercăm și altceva știi uh, La noi pe server am făcut o grămadă de update-uri o grămadă de chestii Mai serverul ăsta e de 2 ani deschis Nu mă arată niciun fel cum arăta prima dată E și logic, am schimbat hosturi, am schimbat adunsuri, am schimbat multe skinuri, chestii, socotel, pluginuri. Pentru că dacă arăta serverul ăsta cum arăta acum 2 ani, credeți-mă că nu se mai juca lumea pe el sau poate se mai juca, doar din nostalgie. Da, v-am zis, eu tot și pe dușmanul Navi. Contează foarte mult să întreții un server cu update-uri. Și cu chestii noi adăugate. Ok, hai să vedem. Deci v-am zis 5 lucruri până acum, pe, care sper că le știați. Dacă nu vi le-am zis eu acum. În al șaselea rând, interacțiunea cu comunitatea, fraților să interacționezi cu playeri. Mai faci un concurs, mai faci un nu știu, o chestie de asta, o un top 15 frumos. E tot concursie, dar înțelegeți voi. Chestii, pe Teamspeak, pe forum. Să interacționezi cu playeri cât mai mult. Intri pe server ca fondator, vorbești cu playerii. Bă, ce mai faceți? Ce vă mai place la server? Ce mai ales ar fi de de preferat să vă faceți o, o secțiune pe forum cu sugestii, să asculti, să asculti foarte mult de părerea playerilor, pentru că ei sunt cei care se joacă pe server. Pentru că dacă ție îți place ceva, dar playerul nu le place, nu prea e bine, mă înțelegi? Trebuie să asculti foarte mult de playeri, să iei în considerare cam aproape tot ce zic. Adică da, dacă zic playerii să faci toate skinurile frică ar fi mai frumos, na nu prea merge, dar înțelegeți voi un debat. Unde stau? Ia uite-i bă pe băieți, liniuță, alea-alea. Uh, da, deci interacțiunea cu playerii, băieți, concursuri, alea-alea, mai vii, mai vorbești cu playerii, mai un alta. Pe Teamspeak, pe server, uite aici, ia să vedem, zic băieți un salt YouTube. Salt YouTube sau respect? Vă saltă și pe voi sau respect damă. Așa mă băiți A, pe ce fa mă Lemon? Ok, boys, ca să facem așa o scultă, o scultă recapitulare Deci, după cum vi le-am zis Hostul, un host bun de calitate După care Modul pe care vi-l alegeți Poate să fie și clasic și respawn Doar să fie ceva cât mai unic Și cât mai frumos după care stafful să fie un staff cât mai capabil și matur și să se ocupe de server cu mare grijă avem apoi promovarea să investiți timp și bani și în promovare să știe lumea de serverul vostru să nu fie un server anonim 5 să fie întreținut cu update-uri da? Să nu se plixească lumea de server 6. Interacțiuni în comunitatea Să știe lumea cine sunteți și Ce vreți să faceți Și da Cam astea sunt secretele unui server de top Un server de succes Dacă mai aveți voi idei sau secretele voastre, micile voastre secrete Pe care dacă mi le ziceți în comentarii Nu mai sunt secrete, dar înțelegeți voi uh. Așa și pastea pe care le-am vi le eu acum nu mai sunt secrete, deja le știți. Nu o să mai schimb titlul, așa o să-l pun. Deci da, dacă mai aveți și voi idei la da, ce ar putea duce la o creare unui server de succes, scrieți-le acolo în comentarii. Și poate lumea o să ia în considerare ceea ce am spus eu și ceea ce o să spuneți și voi. Deci da, mă, guys. Ăsta a fost videoclipul, am încercat să să vă zic niște chestii din propria experiență chestii de astea m-au ajutat pe mine să mențin serverul ăsta 2 ani, 3 ani aproape Și o să-l țin în continuare Contează foarte mult și să nu te lași, frate Dacă vezi că ai deschis serverul și... Uite, alt secret Dacă vezi că ai deschis serverul și nu prea se joacă lumea Nu te lăsa, încearcă acolo în continuare Încearcă, încearcă și la un moment dat. Munca va da roade, frate. Deci, da, mă guys, ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, în gen pe serverul meu csgo.elders.ro. Nu uitați de like, share, subscribe. Pa pa.